un alt director dintr-o altă instituție mi-ar fi cerut să zic un Etienne Oneghi impus într-un alt fel, pentru mine ca artist, ca realizator, da? În primul rând, trebuie să fiu fidelă felului în care eu simt lucrarea și pot să-mi o apropiu sufletește de mine, pot să cred în ea. La 100% vorbesc la modul ăsta. Și cum dată că vrea să-mi spună domnul Estefan, sau un alt director, să spun, uite, vreau să-mi pune Etienne Oneghi, dar te rog frumos să-mi pui altă, să-mi pui contemporan, bunesc, care mi-a spus, îmi pare rău, de la felul cum o simt și cum o citesc, cum eu pot eu impregna sufletește, nu o văd așa acum. Nu-i văd sensul. Deci nu văd de ce ar duce, aș forța lucrurile într-o direcție în care, pentru mine, ca realizator, nu merg. De adevăr, sunt lucrări pe care, dacă acum le citesc și le simt, le văd în direcția. Asta nu înseamnă nici pe departe că ar fi o lucrare muzeală, că ar fi o interpretare muzeală, pentru că nu asta a fost dorința mea. Dar cred că, pentru mine ca interpret, sau pentru colegii mei ca interpret, în orice context ar afla, suntem datori să fim fideli felului în care putem să simțim muzica, putem să simțim textul, putem să simțim o apropiere față de un, de un tip.